me Gucci Mane, no you call me Gucci Gucci. Salutare prieteni și bine am găsit la un nou episod din Euro Truck Simulator 2 Roleplay. Suntem tot în Bacău la o agenție de joburi, pentru că vreau să depun jobul, să merg mai departe, poate găsesc ceva mai bun. Nu că aici nu mi-ar plăcea, dar hai să mergem la mașină și o să vă spun mai multe când o să ajungem la firmă, unde șeful ne-a spus să venim pentru că are o cursă pentru noi. Plouă în continuare, o să mă aud până la mașină bine de tot. Și asta e. Din păcate mi-am mai rupt ceva pe sub mașină acum, am ajuns aici și e foarte, foarte, foarte jos, vedeți voi acolo. M-am pus special jos ca să vedeți cam cât de jos e mașina mea în comparație cu denivelarea aia. Și acum când o să trecem o să auziți că e foarte, foarte aiurea. Normal, când ieși de undeva, dacă ai o denivelare, nu ieși cu ambele roți deodată. Ieși cu prima roată și apoi cu a doua, ca să ai o leacă, o diferență de nivel. Așa. Așa. Aparent am ieșit bine acum. Ok, mergem la noi la depozit. Mereu la depozitul ăla, poate, da. Poate asta e. Momentan îmi convine jobul. Hai să mergem și să vă arăt ce facem astăzi. Șeful mi-a făcut o surpriză. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Mi-a zis că, băi, na, și așa tu vrei pe camion. Știu că nu-ți place Duba și așa Duba are probleme. N-are rost să te țin pe tine cu Duba. Stai așa că eu trebuia să ies, da? N-are nimic. Mai facem o dată sensul. Eventual mai tragem și frâna de mână. Așa, aici trebuia să ies. Dacă oprește și ăsta de numai, am zis că intru sub el. Hai să mă duc pe cealaltă bandă. Op, vine cineva? Nu vine nimeni. Hai colegul de la DSV că cred că încăpem, zic și eu. Ok. Și hai să oprim semnalizarea. O, mă, așa. Da, acum partea bună e că avem GPS ce o să conducem. Hai să vedeți și voi ce conducem. Că dacă tot am ajuns aici la firmă, știți deja. Luăm actele, luăm mașina. Și aia e. Unde o pun? Hai că o pun aici. Cred că e ok și așa. Deranjează pe cineva? O să deranjeze. Hai că așa mai deranjează. Uite, punem paletul ăla, gata. Frâna de mână, băgăm întâia. Oprim luminile, oprim motorul și revenim din mașină. Să aștept să se reconfigureze Waze-ul. Aparent încă avem Waze pe softul ăsta. E ok. Pentru mine e ok Waze-ul, mă înțeleg bine cu el. Așa, că plouă.
Ok. Hai că a apărut GPS-ul. Să pornim. Virează la dreapta. Da, știu, virăm la dreapta. Acum că vedem e altceva. Și că are 16 viteze. Bă, da, plouă, bă, nene. Deja sunt la 6-a viteză. Am băgat a 7. Nu, n-am băgat a 7. Asta e a 7. O să fie frumos. Până prindem noi viteză cu ăsta, ce era cu sprinterul, dar ce o să fie cu ăsta? Așa, știu deja. Da, bine că zice și Waze-ul. O, așa, de ce te oprești, că nu e nimeni? La a doua ieșire, știm. Îmi place că e atât de vechi camionul ăsta, că semnalizarea nici nu mai bipăie. Așa, ieșim pe aici. Și aici tot la a doua ieșire. Și părăsește-l la a doua ieșire. Așa. Ieși prin dreapta. Deja că stânga. Virează la stânga. Așa, hai cu întâia. Hai că am ieșit bine oricum. Dacă o trage. Ok, aici trebuie să oprim. Virează la stânga. Și știți deja că după ce luăm actele revenim. Ia să pun și camionul la loc. Aici. Asta e singura remorcă, bănuiesc. Așa. Și continuăm de aici. Da, ok, hai că am terminat, am cuplat și remorca. Acum sper să n-am vreo problemă pe aici. Hai da în camion și aia e. Deci, încă plouă. Hai, hai să pornim la drum, că ne zice și Waze-ul. Deja să facem și la stânga, e... belea. Hai să nu dăm peste ăsta. Stânga, 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 stânga. Așa, hai să-mi dau și GPS-ul ăla mai mare. Să vedem mai mult. Că nu e pus să se seteze automat. O să mă chinui puțin până am văzut toate rapoartele astea la viteză. Că 16 viteze. Bă, nene, bă. Dați voi seama, 16 viteze, ce înseamnă? Ok, ușurel aici. Hai să urcăm, că dacă n-am viteză aici, eu las. Că n-am cai și...
S-ar putea să mor pe, pe deal pe aici. Cum am zis, dacă aici o mă chinui... Uite o generație mai nouă. Oh, corecuța. A, a murit. Mă scuz, dar tăticul tău e vechi. Ui! Mamă, cum am trecut. Mamă, cum am trecut pe acolo și ea s-a băgat. Nu trebuia să mă lase, na. Dacă vedea asta șeful, cred că mă dădea afară, secundă. Asta e a 8-a acum. Virează la stânga. Hai să oprim și noi ștergătoarele, să analizăm. Mamă, presim că nu o să pot să merg cu camionul ăsta cum vreau eu. Mamă, 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 uite-l ce fel se chinuie. Bine că am cutie manuală și pot să-i dau o leacă de turație în plus. E roșu. Totuși avem retarder, știi? Ceea ce e bine. Să văd și eu semaforul. Hop! Hop, că e verde. Și am interzis la dreapta, what the fuck? Păi și dacă eu am interzis la dreapta, ăștia de ce fac? Și ăla face. Cam aglomera pe aici. Ia să ne băgăm pe banda 1, că așa e greu aici. E foarte greu cu camionul ăsta. E mult de mers și sunt curios în cât timp fac 200 de kilometri cu el, pentru că oh my fucking god, ăsta moare la deal, bă. Mi-a pus prea mult pe camion. Sau care-i faza, bă, frate? Ce e limita de viteză? 70, că eu nu pot să trec de 30. Mamă, cum e asta? Cred că șeful ăsta își bate joc de mine. Deci n-ai cum să mergi cu el, mă. Dacă mă întorc acasă din cursa asta, e bine. Să avem o discuție cu șef. Mamă, n-ai cum să dai camion de 190 de cai și să mă pun să trag 16 tone. Adică uite-te la ăla din spatele meu, că săracul se chinuie. Să nu mă înjure, să se abțină. Dar ce camion ai? Că nu văd. Cred că un man sau... Hai că iau și o viteză, că-s la vale. Hai că avem 70, limita e de 90. Treci pe bă. Că băgăm, schimbăm după cutia de viteze. Și mai schimbăm și motorul. La janghina asta. A 14.
Îți dai seama că să se oprească camionul ăsta, să-l vezi pe ăla că bagă a 1-a, 2-a, 3-a, 4-a, 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, 9-a, 10-a, 11-a, 12-a, 13-a, 14-a, 15-a, 16-a. Ce-ar fi să vezi că se bagă unul așa și se chinui? Stai că moare. Sau nu, hai că am urcat, ok. Dar în față cred că moare. Nici nu știi, ți-e și frică. Hai că am 90 și am depășit limita de viteză. Am înțeles. Avem a 15-a băgată. Avem 80 și... Cât scrie aici? 80. Oh my fucking god, ce fel scade. Dă-i direct a 13-a că n-am altă soluție. Ia-ți în giratoriu, mergeți tot înainte. E, acum sper că am frâne, că măcar atât s-au luat camion. Hai că e bine. Da, și nu știu, inițial când am auzit că o să am o, că na, șeful are o surpriză pentru mine, am zis, bă, stai că vezi că îmi dă un camion, fain, că m-am scos, gata cu chestiile astea și... Nu știu, mă gândesc să plec la o altă firmă. Poate de asta am și fost azi la o agenție de asta, să-mi depun acolo CV-ul. Dacă are cineva nevoie, eu zic să mă caute și aia e. La o, adică pot să mă duc la Piatra Neamț, dacă e nevoie, pot să cameră am luat amendă. Raportat în față. Nu? Asta e amendă. Sau ce? Taxă de drum? Stai așa. Cred că e taxă. Sau... Dar de ce nu mai pleacă camionul? Hai cu a întâia. Nu cred că e amendă, că n-am văzut poliție. Deci... Bănuiesc că e taxă de drum. Că alea erau, nu? Ia stai așa. Alea-s camere de rovinietă, da. N-avem noi treabă. Asta e treaba la ăsta, la patron. Nu e camionul meu, nu mă interesează. Ciudate că Wezu a zis ceva, dar nu știu exact ce a zis, că eram atent la... Ce vă spuneam eu vouă și n-am mai reținut. De fapt, nici n-am băgat de seamă că n-a zis radar, n-a zis poliție, n-a zis nimic. Aia e, n-am mai nici pericol, nici poliție, n-am băgat de seamă. Și cum vă spuneam, dacă găsesc o oportunitate să plec pe ceva mai bun, eu mă duc. Pentru că știți foarte bine ce vreau să fac, să... plec și pe comunitate, dar acum îmi fac experiență. Hai da, mă. Hai da, mă. Vai ce moare janghina asta. Hai da, mă. De ea noua. Haide, bă. La 10. Da, deci aici e muncă continuă la schimbător.
nu știu ce-o fi gândit el când a luat după asta, camionul, că și după de altfel, că văd că șeful ăsta se cam halește la bani. Dubai pe Bulgaria, ăsta e un camion cu cel mai mic motor, pare așa, numai că să-și facă treaba. Nici nu vreau să aflu povestea celorlalte două dube, la Citroen și la Fiat. Deci chiar nu vreau să aflu, efectiv, dacă se găsește o oportunitate, plec de la el, e firma lui, că e bătaie de joc și n-are rost. Și neavând rost, zic eu că, na. Faza rea e că nici nu mai pot să mă întorc pe zi dubă. Deci nu mai am cum să mă întorc pe dubă, pentru că am zis că, bă, rămân de acum aici. Da, și asta e, dacă trebuie să rămân aici, e cam ciudat, pentru că, băi, o să fiu pe janghina asta de camion mereu și nu vreau asta, pentru că, vedeți și voi, merge foarte greu. Și noroc că am GPS-ul ăsta pe el, că altfel m-aș pierde și, na. În fine, nu știu câți kilometri mai avem, dar efectiv și acum accelerează foarte, foarte greu. Deci, noroc că îi mai dau eu așa din turație, dar în rest nu văd să meargă cum trebuie. Și aiurea rău de tot treaba asta. Iarăși greșesc viteza. Nu m-am obișnuit cu el încă. Haide, mă, intră unde trebuie. Și așa e stricat, deci, da, ce să mai stric la el. Nu înțeleg de ce mai are camioane de genul în firmă, dar cum v-am zis, are mașini de astea de exploatat, adică n-a... Nu știu, mi se pare că își bate joc de tot ceea ce are și prefer să plec, nu știu, undeva unde e mai ok și, na, poate și în altă țară să stau, cum am zis, pe comunitate sau, na, vedem, decât să stau aici și să se bată joc. Că, na, nu rezist și așa nu mă mai dezvolt. Până una alta, trebuie să termin cursa asta, că, na, n-am ce face. Dar după cred că o să am... Să pot să... Na, să termin cursa asta, ca să nu zic omul că am ceva cu el. Nu că n-aș avea. Din moment ce el face chestii de genul. Vă dați seama că, na, nu-mi convine, dar asta e. Nu totul e frumos în viață. Și cred că mai avem puțin, undeva la 100 de kilometri, sper. Doar că mă chinui cu janghina asta de camion să accelerez, adică mă depășește oricine și mai blochez și oamenii și... Na, trebuie să fiu atent peste tot. Abia de accelerează și chiar nu vreau să pun frână cu camionul ăsta, mai ales aici pe autostradă, tocmai ce-a schimbat viteza. Nu știu, e bătaie de joc. Acum, ce-i drept, poate e și vina mea că am zis, hai că accept așa PNV-ul, dar nu știu, parcă, nu știu. La banii pe care i-am, oricum, nu pot să zic că sunt satisfăcut, deci, da. Sunt liber de plecare, de asta am fost și azi dimineața acolo să-mi las cu CV-ul. Iar părăsisem sprijinatorul la prima ieșire și pun frână, deci moare camionul. Minunat. Și ce-ar fi frumos acum e să mai pună și ăștia din față frână.
Da, hai să mă chinui cu el. Dacă îl țin în redline, să zic așa, are și el cuplu, dar altfel la cai lui e moarte curată. Și dați-vă voi seama dacă eram pe partea de asta de drum, dar sunt pe drum întins, nici măcar nu pot să zici că sunt pe munte. Dacă aș fi fost pe munte, ce aș fi făcut? Ce aș fi pățit? Nu urcam? Adică, ok, îmi dai o cursă și îmi dai un camion, dar tu te asiguri că e ok camionul ăla până la urmă? Nu. Așa că nici eu nu o să mă asigur că să mai fac de acum curse acolo. Și cam aia e. N-are rost să mă risc pentru 200-300 de euro pe o janghină de camion. Ok, hai că apare aici orașul. Să vedem dacă aici descarc sau mai încolo, că nici nu mai știu unde trebuie să descarc. Exact, noroc am GPS-ul, că altfel na, aia era. Sunt depășit, cred că mă depășește și biciclistul, dacă ar fi. Atât de bun e camionul ăsta și nu pot să zic că am mult tonaj, dar pot spune că am un ghinion, să zic așa, că na. Hai să mă duc și eu pe cealaltă bandă. Și o trebuie să pun frână, că na, ăla îmi pune și el frână, că e băiat deștept. Și eu zis, hai să-i pun frână lui ăsta cu tirul, că oricum el vine spre mine, nu? De ce să nu, să nu-l las să treacă. Ok, banda 1. Și moare camionul acum la dealul ăsta. Pitești ruse, am înțeles. Noi văd că mergem tot înainte, fain cu GPS-ul momentan și e roșu. Hai să stăm. Deci dacă găsesc, ar fi frumos să vă ofer al conținut, zic și eu, nu știu, poate și pe o dubă mai mică și tot ar fi ok, de ce nu? Hai înainte, cu tupeu, stai să vedem dacă știe să plece. Hai să schimbăm. Ieși prin dreapta. Și aici facem la dreapta, aparent. Mulțumim, Waze. Asta e centură, oare? Adică, din ce văd, pare a fi pe aici, pe lângă Casa Poporului, nu? Sau mă înșel? Deci, fiind în București, așa aduce, nu știu, mi se pare cunoscută zona. Și de asta zic, parcă asta din stânga ar fi Casa Poporului, că e dita mai clădirea, nu? Da, mai mult ca sigur, asta e Casa Poporului. Oare o să prind vreodată o cursă acolo să descarc? Ar fi, ar fi frumos să am așa ceva, doar că cine știe dacă o să prind. Iarăși roșu, facem la stânga, nu-i nicio problemă. Și stăm și se face verde. Ok, hai să ne chinuim cu chestia asta. Ah. Jur că o să-mi înjur șeful în ziua asta. Și nu o singură dată. Nu, nu. Ce faci, mă?
Mergi sau stai? În încercarea mea de a face o românească, până la urmă am făcut o porcărie și a murit camionul. Ha, și vine trafic. Nu cred. Și roșu. A, ce frumos. Am blocat toată banda. Mulțumesc șefule și GG mie. Hai că asta doar la mine în vlog, poți să vezi. Vlog din cabină. Minunat. Minunat. N-am ce spune. Da, dai să pleci cu camionul ăsta, el îți moare. Și mai moare încă o dată ca să fie totul bine. Hai da, una, două, trei. Am înțeles. Bă, tot e bine că am ajuns până la urmă. Stăm aici să se facă stânga și să se facă verde la semafor. Mulțumesc Quiz că m-ai ajutat din nou, că altfel ăla eram. Hai ușor, ușor, să nu moară de tot. Nu de alta, dar... N-am chef să mă fac de rest în intersecție. Și am ajuns la DB Schenker. Și de descărcat, cred că descărcăm tot acolo la X-ul la aparent, unde descărcam și cu Duba. Ok. Ia uite, ați ajuns la destinație. Mulțumesc ție multus. Waze. Op. Da. Bine că n-am luat remorca aia, că asta mai trebuia să mai pălești camionul. După ce că e o panoramă. Hai, ușor, ușor în spate, să vedem dacă avem forță să împingem. Că poate, poate n-avem forță. Cine știe cât e de bun camionul ăsta. No, cred că am parcat. Sau... Da, e ok așa, zic și eu. Hai să decuplăm și remorca. Așa, hai să mergem să decuplăm remorca până la urmă. Punem prima dată picioarele și după decuplăm. Așa. Hai cu picioarele. Da, băieți, cam asta a fost cu seria, de fapt cu seria, cu episodul ăsta de ETS2 Roleplay. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like și de subscribe. Baftă maximă până la următorul episod. Eu am fost Mihnea. Salut! Am fost peste tot.